Curtea Constituțională a decis că prevederile legii de modificare a Codului Muncii adoptată prin angajarea răspunderii de Guvernul Boc sunt constituționale. Indiferent de decizia judecătorilor Curții Constituționale, sindicatele au anunțat că nu vor renunța la luptă. Nicolae Dragodănescu, președintele sindicatului Valahia Târgoviște, este nemulțumit de noul Cod al Muncii, în special de contractul individual de muncă pe perioadă determinată, care va conduce la instabilitatea financiară a angajatului. Este o luptă pierdută de societate și toată societatea civilă, de sindicate și societatea civilă. Ce se poate să comandă? Era de așteptat că va trece. Noi, sincer, personal, eu nu am invocat niciodată aspecte de neconstituționalitate, ci de înrobirea salariatului potrivit noilor prevederi. Nu va fi nicio problemă deci va fi promulgat și de președinte și se va aplica, își va produce efecte vizibile probabil undeva în toamnă-iarnă, pentru că deocamdată mai sunt contracte colective de muncă care își produc efectele și vom vedea și cum ori și celelalte legi care reglementează modul de negociere, relația sindicate-patronate, tot ce înseamnă codul social pe care își va asuma din nou răspunderea, se pare, actualul guvern. Este trist. Noi ne-am zbătut din răsputeri să împiedicăm să iasă acest cod al muncii. A ieșit împotriva voinței noastre și chiar și a patronatelor. Vom vedea ce Dumnezeu o mai face în viitor. Principala nemulțumire a sindicatelor a fost contractul individual de muncă pe perioadă determinată. Acum, în acest moment, potrivit codului muncii care este în vigoare, de bază este contractul individual pe perioadă nedeterminată. Potrivit noilor prevederi, patronul poate să opteze între a angaja oricând pe perioadă determinată sau nedeterminată. Deci aici este marele atac la instabilitatea financiară, ca să zic așa, a salariatului, pentru că dacă te va angaja de la un an la altul și toamna te duci ca să-ți prelungești contractul, va fi foarte rău pentru salariați de acum încolo. Să dea Dumnezeu să vină o altă forță politică și să schimbe această stare de fapt. Știți foarte bine că românii o duc puțin mai bine datorită faptului că reușesc să se îndatoreze și grație unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Niciodată nu o să te poți îndatora cu un contract de muncă pe perioadă determinată. Asta este principala nemulțumire. Că sunt și aspecte care îngrădesc negocierea colectivă, e adevărat, dar așteptăm deocamdată să vedem cum apar legile speciale care vor reglementa în detaliu celelalte aspecte ale relației patron-sindicate. Din cât am constatat, indiferent ce am face noi, actuala coaliție stă bine în picioare și până la urmă decizia va fi tot politică și probabil într-un an și jumătate, când ne vom duce la urne. Sindicatele au făcut tot ce s-a putut face din punct de vedere al sindicatelor. Să protesteze. Ne așteptam la colegii salariații în sistemul bugetar să reușească să ducă la capăt o grevă în sistemul bugetar, dar sincer, personal vă spun că mă îndoiesc că vor reuși să facă acest lucru, dar fiind faptul că există foarte multă ingerință și amestec al politicului și în lumea sindicală de acolo și există teama și resemnarea oamenilor, pentru că au văzut că războaiele pe care le-am dus cu puterea le-am cam pierdut. Constantin Bucuroiu, președintele CNS Cartel Alfa, filiala Dâmbovița, susține că noul cod al muncii în varianta PDL va aduce mari deservicii salariatului și va afecta grav piața muncii. Tot ce se întâmplă în România nu mai este normal. Nu vedeți și campania asta, cruciada asta împotriva sindicatelor? De ce credeți că este? Pentru a spori neîncrederea oamenilor în singurul apărător al lor în sindicate, ca să poată să-și facă ei membre după bunul plac. Asta e România. Noi tot am tras semnale de alarmă să trezim România. Ați văzut acțiunile care le-am făcut și la Târgoviște. Nereușită acțiune de la București, care arată că lumea încă nu știe să răspundă în România la asemenea acțiuni. Le sporește lor posibilitatea de a implementa în România o dictatură de stil românesc. Acest cod al muncii, eu nu mai folosesc cuvântul sclav sau nu știu ce. Acest cod al muncii va aduce atâtea de servicii salariatului, angajatului, încât va fi o vale a plângerii în România în ceea ce privește forța de muncă. Nu-i mai dă nicio șansă salariatului să se apere și nu mai are șansă să-l apere cineva. Deci îl izolează pe angajat, fiind la cheremul angajatorului, patronului fără dubiu. Vom instala în România un tip de relații de muncă care nu face altceva decât să avantajeze firmele și multinaționale, dar și mulți patroni români care se îmbogățesc peste noapte. Avem un adevărat genocid la nivel național în ceea ce privesc oamenii, uitându-ne la ce se întâmplă în toate zonele. Asta e România. Și încă nu ne trezim. Vis-a-vis de Codul Muncii, sindicatele în momentul de față nu mai au soluții, dar va veni o perioadă care va urma acestei negre perioade de negocieri în care lumea se va trezi la realitate și vor vedea cum au fost depăcăliți, amăgiți și cum pe ecranul televizorului li s-a spus că lucrurile nu stau cum spun sindicatele, că de fapt sunt mendrele liderilor de sindicat care își apără pozițiile și atunci bineînțeles că vor strânge rândurile. Așa se va întâmpla și sperăm că vor ajunge să conducă țara asta niște oameni care vor gândi pentru români și lucrurile le putem îndrepta. Președintele Sindicatului Liber din Învățământ Dâmbovița, Mihai Mihail, consideră că acest cod al muncii adoptat de guvernul Boc prin asumarea răspunderii este o ofensă la adresa sindicatelor și a declarat că cele 5 mari confederații sindicale se vor adresa Organizației Internaționale a Muncii. Din punctul nostru de vedere al sindicatelor, ceea ce s-a și comentat atâta de mult, este o ofensă adusă sindicatelor. Este o măsură luată de guvern pentru a rupe sindicatele din ceea ce înseamnă democrație în România. Mă refer la încheierea contractelor colective de muncă, limitează timpul de lucru al angajatului, faptul că angajatorul are atribuții, cum să le spun, atribuții mari în privința angajării angajatului, faptul că atunci contractul individual de muncă se face pe perioadă determinată, care asta înseamnă 90 de zile, după care în acest timp angajatul fiind încadrat ca salariul la cel minim pe economie, după care angajatorul poate să spună mulțumesc frumos și liber, da? Pentru că nu se mai încheie contracte pe perioadă nedeterminată. Faptul că pe momentul când este suspendat, dacă îl suspendă pe angajat, oricând îi se poate desface contractul de muncă, faptul că cel care intră într-o grevă poate fi repede suspendat sau îi se desface contractul de muncă. Sunt chestiuni care ne depărtează foarte mult pe sindicatele, în general, nu neapărat cele din învățământ, depărtează foarte mult acțiunea de antrenare în ceea ce înseamnă viața economică în România. O să ne întâlnim săptămâna următoare într-o ședință a Biroului Executiv Național și până atunci cele 5 confederații se vor întâlni și vom stabili să facem o plângere la OIM, pentru că se încalcă niște convenții internaționale la care guvernul nostru a aderat. A lipsit numai unul singur de la Curtea Constituțională, dar toți ceilalți au votat că este constituțional codul muncii.